Dragii mei s-a cântat despre dragoste și s-a predicat despre adevăr, și să știți că cele trei atribute principale ale Dumnezeirii sunt sfințenia, adevărul și dragostea. Oricare din aceste trei atribute, dacă le scoți, noi nu mai putem să avem o încredere de plină în Dumnezeu și chiar și pocăința noastră, creștinismul și totul este zadarnic. Dacă n-ar fi dragoste, n-ar fi crucea, n-ar fi jertfa Domnului. Nimeni, nimeni nu ne-am fi putut, si putut pocăi. Nu? Dacă n-ar fi sfințenii, atunci care ar fi deosebirea față de diavol? dacă n-ar fi adevărul, cum am putea începe o relație pe minciună? Dragii mei, am înțeles în această seară că, deși există ziarul numit adevărul, și nu vreau să jignesc pe cineva care lucrează acolo, totuși nu acela e adevărul. Adevărul este Domnul Isus Hristos. Să vei să fie Domnul. Există ziarul care se numește Libertatea. Să vă ferească Domnul, să vă răsfoiți. Că nu o să mai fiți liberi. Nu o să mai fiți liberi pentru că conține multe lucruri urâte. Libertatea adevărată nu e într-un ziar, ci libertatea adevărată o dă Dumnezeu. Atunci când te salvează de vicii, când te salvează de păcat și te duce în biserica lui. Bătrânul Paul citea un verset foarte important și anume faptul că biserica are această temelie pusă pe adevăr. Pentru aia, dragii mei, biserica nu a putut să o fie distrusă de nimeni. Nu există companie sau firmă care să aibă așa vechime cum are biserica. Și, și dacă ar avea vechime respectivă, n-ar avea nicio continuitate după moarte. Biserica are continuitate după moarte, pentru că se va întâlni cu capul ei, cu Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Stau înainte de dumneavoastră astăzi și m-aș bucura să nu vă placă predica care vă o predic astăzi. M-aș bucura să vă placă predica fatului lui Paul pentru că s-a vorbit despre adevăr. Să vă fie groază de ceea ce veți auzi astăzi. Despre minciună. Să nu doriți să mai ascultați predica asta vreodată. E un subiect, dragii mei, care eu cel puțin n-am auzit până acum să se predice o predică cap la coadă despre minciună. Poate sau au fost. Eu n-am auzit pentru că ne cam ferim de acest subiect. Îl amintim așa din când în când prin predici. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că de două săptămâni Apasă această greutate pe sufletul meu să predic acest mesaj, să vorbesc despre minciună. Și n-aș face dacă ar fi minciuna un lucru izolat, dacă s-ar întâmpla așa în Africa, dacă nu ne-am întâlnit cu ea. Vreau să vă spun, dragii mei, că minciuna, și asta e titlul predicii, este păcatul cel mai des practicat de oameni. Păcatul cel mai la îndemână și cel mai des practicat de oameni. E de fapt, minciuna, dragii mei, e de fapt primul păcat menționat în Biblie. <coughs> și vine diavolul, vine șarpele la Eva și îi spune o minciună pe care Eva o crede, hotărât că nu veți muri. Ceea ce a spus Dumnezeu a fost o glumă doar. A spus așa numai, să are el ceva cu pomul ăla și nu vrea să-l atingeți, dar nu voi nu o să muriți. Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi că și ultimul păcat menționat în Biblie tot minciuna. Te rog să afișezi Apocalipsa 22 cu versetul 15. Afară sunt câini frășitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Să știți că sunt mai multe categorii de mincinoși. Sunt oameni, de exemplu, care au mințit o dată în viață. A fost un eveniment, le-au părut rău de ceea ce au făcut, s pocăit. Sunt oameni care iubesc minciuna. Asta e alte categorie. Sunt oameni care trăiesc în minciună. Așteați virusați. Spune în Biblie, în Ioan 8, cu 44, Iisus adresează unor categorii de oameni care nu te-ai fi așteptat să le zică Dumnezeu asta, nu? Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Și acum, ascultați, el de la început a fost un ucigaș. Și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui căci este mincinos. Și tatăl minciunii. Dragii mei, spunea cineva și cred că are foarte mare dreptate. Nu când un om bea se asemănă cel mai tare cu diavolul. Și dacă bea, e dezastru, că îi ia diavolul mințele, sau fumează, sau face alte lucruri. Cel mai mult se asemănă un om cu diavolul când minte. Să nu uitați ce spun astăzi cel mai mult se aseamănă, nu? Uite, uiți la un copil. Azi eram undeva la o binecuvântare și un tată ținea un prunc în brațe și mama era lângă el și am spus -o, surorii, te rog să nu te pe mine, dar seamănă tare bine cu taică să. Se vedea pe el. Vreau să spun astăzi că ori de câte ori acces minciună avea tot așa o practici, să ameni bine cu diavolul. Poate te supăra adevărul, dar adevărul e adevăr chiar dacă doare. Dragii mei, un studiu care s-a făcut arată că o persoană o persoană minte în mod obișnuit cam de 25 de ori pe zi. De 25 de ori pe zi. E cam greu să găsești un păcat pe care un om îl face cam de 25 de ori pe zi. Poate că a pofti sau a invidia, poate se întâmplă. Mi-e greu să cred că chiar de 25 de ori pe zi. Dar oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, care nu au o relație cu Dumnezeu, pentru ei 25 de ori pe zi e ceva obișnuit. Cel mai des, 25 de ori pe zi. Și oamenii aceștia care au fost intervievați au recunoscut că cel mai ades motiv al minciunilor este să se protejeze pe ei înșiși și să scape de probleme. Vreau să vă spun, dragii mei, că minciuna nu te scapă de probleme, minciuna te bagă în probleme. Adevărul te scapă de probleme. Adevărul. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, fiecare am fost copii, avem copii, cei mai mulți dintre noi, cred că primul păcat pe care îl face un copil este minciuna. Care dintre dumneavoastră, ca și părinți, ați luat copiii deoparte să le țineți lecții cum să minte? Vedeți că le vine din start. Ei s-au născut cu firea aceasta. Am scriat cineva și a zis, de Cristi, ascult predicele dumneavoastră și ale altor frați, vreau să mă pocăiesc, dar nu vreau să schimb credința în care m-am născut. Au zis, cum puteți să mă lămuriți? Și zic simplu, nu te-ai născut în credință. Dacă te nășteai în credință, nu mințeai, nu? Fiecare om, dragii mei, când se naște, se naște în păcat. Eu nu-mi învăț copilul să-mi întoarcă vorba și el poate o întoarce. Nu-ți înveți copilul să mintă, nu? Și el minte. E primul păcat pe care un copil îl face, apoi ajunge adolescent, apoi tânăr și dacă Dumnezeu nu intervine să-i schimbe viața și e doar o frică de taică sau, sau de maică sau oricum, el va continua să mintă. Dragii mei, minciuna este un păcat care e prezent peste tot în societate de la ultimul cătun din munte până la guvern și la parlament, minciuna e prezent. De exemplu, jocurile de poker nu o să le găsești la bătrână, la satul acela. Nu? Pariuri sportive nu o să găsești la lunca cernei. Sunt păcate în România asta care nu se prezente în orice cătun sau în orice sat. Vreau să vă spun asta și să vă asigur că minciuna este prezentă peste tot. Peste tot. Acum, cel mai groasnic ar fi ca minciuna să fie prezentă acolo unde Dumnezeu a zis că e biserica mea. Și n-aș ține acest mesaj dacă n-aș fi întâlnit astfel de situații. Până la urmă, dacă ne cerșităm, cred că fiecare dintre noi în viață am păcătuit în acest sens. Poate chiar o exagerare să fie minciună, știți? Vă dau un exemplu. Întârzi la servici, un adevăr spus pe jumătate, tot o minciună, nu? Și te întreabă șeful de ce ai întârziat și tu i-ai spus că a fost trafic aglomerat undeva. N-ai mințit că a fost aglomerat traficul. Numai că nu i-ai spus că ai pornit mai târziu de acasă. Nu? Eu, și asta e... e, e dragii mei, cea mai, cea mai periculoasă minciună, să știți că e aia care conține un pic de adevăr. Cea mai periculoasă minciună e aia care conține un pic de adevăr. Cea mai periculoasă o travă, nu e o travă singură, ci o travă amestecată cu apă sau cu mâncare. Dacă știi că e o travă în paharul ăla și numai o travă, nu Haide bei. Haideți să ne uităm astăzi biblic biblic ce spune Dumnezeu despre minciună. Suntem interesați de lucrul ăsta, nu? În primul rând, dragii mei, vreau să vă spun astăzi, primul lucru este faptul că Dumnezeu urăște minciuna. Te rog să afișez proverbe capitolul 6 cu versetul 16. Proverbe 6 cu versetul 16. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte sunt urâte. Ochii trufași, da, mândria, Limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Din cele șapte lucruri, două au legătură cu minciuna. Buzele mincinoase și martorul mincinos. Acestul ori, iubiți prieteni, iubiți tineri, E groasnic să faci în viață un lucru pe care Dumnezeu îl urăște. E groasnic să te întâlnești într-o zi la judecată cu Dumnezeu. Cum o să dai ochii cu El când ai știut clar că Dumnezeu urăște locul acesta? De exemplu, căsătoria mea și soției mele nu poate funcționa dacă eu fac lucruri pe care soția mea le urăște. La fel, invers, nu va funcționa. De aceea relația ta cu Dumnezeu nu poate funcționa cât timp există minciună. Și mă rog astăzi să mă ajute Dumnezeu să urăsc ce urăște Domnul. Amen. Și să iubesc ce iubește Dumnezeu. În al doilea rând, dragii mei, un al doilea lucru pe care îl văd în relația dintre Dumnezeu și minciună și acest subiect al minciunii, acest păcat, este faptul că Dumnezeu ne poruncește să nu mințim. Levitic, capitolul 19, cu versetul 11. Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Să nu furați și să nu mințiți. Orice om care fură are nevoie de minciună ca să-și acopere furtul. Dragii mei, gândiți-vă că minciuna e ca o tencuială. Peste orice păcat îl faci, dacă vrei să nu să descopere, pentru asta e cel mai des păcat. Ca ai aici un păcat, un alt păcat, un alt tip de păcat, un alt tip de păcat. Dar nu le poți acoperi pe asta toate decât cu minciună. Și Biblia ne spune astăzi că Dumnezeu nu ne-a sugerat să nu mințim. Dumnezeu, dragii mei, nu, aici nu e o sugestie sau o condiție sau o încredințare. Spune Pavel la un moment dat, spune lucrul acesta, nu Domnul spune, eu vă recomand asta. Și au Pavel, asta e recomandarea mea. Nu o litere de lege asta, e o recomandare, e o încredințare. Dar în alte parte, Pavel spune, Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea, dar ta, pa Pavel? Am primit-o de la Domnul prin descoperire dumnezeiască. Dragii mei, vreau astăzi să înțelegem că a nu e o opțiune, nu e o sugestie, ci e o poruncă. Și mă rog, Domnul, să ne asculte, să ascultăm de poruncele Lui să ne ajute să împlinim poruncile Lui. În al treilea rând, dragii mei, Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă. Tit capitolul 1 cu 2. În a vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Dragii mei, în timp ce fratele Paul sluja aici și vorbea despre adevăr, atât de bucuros am fost de acest subiect, despre adevăr. Nu-mi place să vorbesc despre minciună. Dar am așa o încredințare și mi-am dat seama că în ziua când trebuie să plec de aici sau să pleci din viața asta, noi, ca și pocăiți, ca și creștini, avem o siguranță foarte mare, dragii mei, pentru că știm că l-am slujit pe Cel care totdeauna ne-a spus adevărul. Și atunci, pentru mine, moartea nu e un lucru de care să mă sper eu, pentru că știu că dacă m-am bazat pe cuvintele Lui și el nu poate să mintă, Dumnezeu nu poate să mintă, atunci pentru mine moartea e doar o, o trecere dincolo și îl voi vedea față în față pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau să merg mai departe și să ne uităm în câteva locuri din Biblie și să ne uităm în jurul nostru în câteva locuri unde poate apărea minciuna. Că dacă, de exemplu, minciuna ar apărea doar într-un loc de pe planeta asta sau la un singur loc de muncă sau la o singură materie la școală, atunci poate că ne-am trece absenț la materie. Însă nu e chiar așa. În primul rând vreau să vă spun că minciuna poate apărea și apare și există între oamenii din societatea în care trăim. La fiecare pas. Psalmul capitolul 12 cu versetul 2, Biblia spune oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare și vorbesc cu inima prefăcută. Și asta spunea salmistul acum câteva mii de ani. Salmistul nu a spus așa, oamenii de lângă care sunt eu acum sunt niște nicenoși, dar la voi nu o să fie așa, nu. E un prezent continuu aici. Oamenii au mințit, mint și vor minți cât va ține planeta asta. Suntem înconjurați de oameni care mint. Dragii mei, minciuna e la fel ca și la fel astăzi ca și atunci și este un lucru des întâlnit și vine la pachet cu fățărnicii. Ia uitați-vă ce spune aici Biblia. Oamenii care mint au pe buze lucruri lingușitoare și vorbesc cu o inimă prefăcută, pentru că minciuna, în primul rând, nu e o problemă a buzelor, ci e o problemă a inimii. Stăteam la masă astăzi cu un frate slujitor și mi-a spus că a fost într-un loc, în urmă cu câțiva ani, și era acolo un proroc al Domnului. Și era prezent în sală un cântăreț. Dacă vă spune numele, mulți îl cunoașteți. Nu spunem nume pentru că nu e importantă persoana, ci e importantă atitudinea sau lucrarea respectivă. Și striga Sfânt în prorocul acela, care nici măcar nu știu că e în sală, i-a spus pe nume și a zis, bărbatule, cânți pentru mine cu buzele, când vei începe să cânți pentru mine cu inima. Dragii mei, eu m a speriat, vă spun sincer, să-mi spun Dumnezeu mie ca predicator, aș, aș fi îngrozit lucrul ăsta. Parcă nu vrei numărul așa, proroc, n-ai vrea să auzi. Dar Dumnezeu s-a uitat la viața lui și se uită la viața noastră. Și când există diferență între buze și inimă, acolo există fățărnicie, există prefăcătorie, există un alt scop și poate exista chiar minciună. Dar e mare lucru că Dumnezeu ne vorbește și ne trezește, dragii mei. E mare lucru. Că oamenii care au închis deja ochii și au plecat în veșnicie, uitați-vă la Luca 16, pe Bogatul și lază. Știți ce spune la Bogatul către Avram? Trimite pe Lazar, am acasă cinci frați și să le adeverească aceste lucruri. Cu alte cuvinte, bogatul spune, Avrame, toată viața am crezut că raiul și iadul sunt o glumă bună. Făceam bancuri cu Sfântul Petru, făceam bancuri cu lucrurile astea veșnice, am râs de pocăiți, am crezut mereu. Și ăsta e scopul diavolului până la urmă, iubiții mei. Scopul diavolului e să crezi o minciună, că numai așa te poate prinde ca pe un pește când îl prinzi cu cârligul și te pune în plasa lui. Și au zis bogatul din Luca 16, pe Avrame, am o problemă aici în iad. Frații mei care sunt în viață mai au o șansă, dacă ar merge cineva să le spună că iadul nu e o minciună, e un adevăr, că raiul nu e o minciună, e o realitate. Și a spus, Avram, au Biblia, dacă vor să o creadă, bineînțeles. Dragii mei, minciuna este prezentă în societate. Și vreau să vă spun că acolo unde inima nu se teme de Domnul, unde nu locuiește sinceritatea, acea inimă este umplută de diavolul și de lucrările lui. Și spun, Doamne, păzește-ne de asta. În al doilea rând, dragii mei, minciuna este foarte prezentă la servici, la locul de muncă. Citeți din Osea, capitolul 12, cu versetul 7. Un om, o semenție, care făcea negustorie, erau la servici, nu? erau la piață, vindeau, și aici, la un moment dat, Dumnezeu se uită și spune, Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Vreau să vă întreb, mai este cumpăna aia și astăzi? Din păcate, e. La piața de mașini, ați auzit oameni care au spus următoarea minciună? E de la o bătrânică din Germania cumpărată mașină. Dragii mei, dacă s-ar vinde mașini, câte bătrânici există, câte bătrâne, dacă ar fi atâtea bătrâne, câte mașini s-au vândut în România, pe baza acestei fraze, ar trebui Germania să fie mai mare ca și China. Să știți. Orice mașină, așa spun, am sare, De la o bătrânică, că numai până la piață mergea. Și tu o cumperi și crezi. Și o iei și apoi vezi că de fapt a fost de la un taximetrist, nu de la o bătrânică. n aș spune lucrurile acestea dacă n aș ști chiar persoane care practică lucrurile acestea și care spun că îl cunosc pe Domn. Domnul. Domnul să aibă milă de ei. În piața de legume, nu vi să a spus că tot ce este pe masă e bio? Eram la cumpărături în urmă cu, cred că cu un an de zile, dacă nu greșesc. Era așa cam pe vremea asta, iarnă. Și era o bătrânică în piață, avea niște mere frumoase. Și am întrebat tot, Doamne, dar cum aveți așa mere în plină iarnă? O zis, o zis, domnul, zice, eu am niște secrete care le țin, eu zice, eu nu spun la nimeni cum le țin, dar ale mele nu le atinge vermii. Dar eu știam că orice măr care îl ții peste iarnă se face așa un pic, știți, cred cum se spune. Da? Zice, deci, mele, am luat. Și apoi m-am dus la cineva mai de acolo, în piață, și cu care mă înțelegeam și care știam că îi cunoaște pe toți. Știți ce mi-au spus? Au zis, Domnul Cristi, când au venit verul din Polonia, și eu și ea eram acolo. Fetele mele erau cu mine și au fost mirate. Și au zis, tati, pentru 5 lei sunt oameni care vor merge în iad? Da, pentru 5 lei. Pentru că, dragii mei, minciuna este un păcat făcut cu voia. O premeditat, nu? Și în judecătorul, când, a, când judecă un acuzat, se uită, îi premeditat ceea ce a făcut, fapte premeditate. îi plănuită, am întâlnit o altă, e și greu să spun că e chiar la cei la piața la Deva. Da? Era în partea o bătrânică, dar nu i-a dat voie să stea în partea unde erau producătorii, ci dincolo. Acum noi știm că dacă vinzi dincolo, e cumpărate, dar mai departe nu e nicio problemă, e transparență. Dar îmi spunea cineva, zice, ginerele ei cumpăr, mă, cumpără marfa și o pune pe ea să stea. Că omul dacă vede o bătrânică, ei să face milă. Și zice, mă sigur e de la ea, nu? Dragii mei, minciuna este peste tot. O să mergeți poate pe drumul acesta al făgetului când deschideți pe autostradă și veți merge poate spre Timișoara. Veți întâlni mulți oameni cu fructe, care vând fructe acolo. Și mi-aduc aminte de un prieten, s-a oprit să ia niște cereașe. Și-a zis, Doamne, cum aveți așa frumoase cereașe? Și-a zis, am în curte un cereaș. Și-a zis, pot să-l văd. Și-a zis, Doamna, nu că mușcă câinele. N-am spus asta ca să zâmbim, nicio problemă dacă zâmbim. Dar vreau să vă arăt și să vedeți până unde poate merge un om în nebunia lui. Să vezi cum mușcă iadul. Căinele e nimic pe lângă iad. Dar uitați-vă, dragii mei, trăim o vreme, trăim o perioadă care se repetă și au fost de-a lungul istoriei. Minciuna prezentă la locul de muncă. Știți ce spune Matei 5 cu 37? Felul vostru de vorbire să fie să fie da, da, nu, nu. Dragii mei, știți care oameni trebuie să se jure pe maică, să pe că sau pe guvern, să facă jurăminte? Știți care? Mincinoșii. Un om care toată viața spune adevărul, care trăiește cu Dumnezeu, dacă ți-o spus da, odată le da. Și chiar dacă face un jurământ în paguba lui, tot îl ține. Trei, minciuna este prezentă din păcate și în familie. Că dacă ar rămâne numai la locul din muncă, când ne schimbăm salopetele, gata. Nu, e prezentă și în familie în relația părinți și copii, și asta îmi doară cel mai tare, și de mici copii, pe copii învățăm de mici să spună adevărul și e o luptă foarte grea pe care noi ca părinți o ducem cu copiii noștri. Îmi aminte și eu am fost un copil, m-a prins mama că am luat niște bani și uh, mi-am cumpărat gume turbo. Erau atunci gomele la turbo. Și mama m-a întrebat, tu ai luat bani? Și am zis nu. Dar m-a descoperit colecția de absibilduri de la gume. Și au zis, la la ce bani ai tu? Adică niciun ban, n-ai cum să ai colecția asta. Și m-au prins. Și am mâncat o mâncare, o bătaie turbo. O bătaie foarte puternică. Dar îi mulțumesc Domnului pentru că uh, am avut părinți care m-au educat pe linia aceasta. Dragii mei, e o luptă foarte puternică, să știți. Și vă dau un exemplu al unui patriarh, al unui patriar din Biblie. Într-o zi sa, că îi spune lui sa, du-te și prindem un vânat. Eu simt că plec din lumea asta, puterile mi se scurg și vreau să te binecuvintez. Și cineva asculta la ușă cu urechea. Era soția lui Isaac. Rahela. Și Rahela a auzit discuția și i-a spus la Iacov, și nu mai citesc pentru că timpul zboară, dar i spus la Iacov, auz, până ăsta prinde vânatul, tu numai că faci ciorba, că te ajut și eu, primești și binecuvântare Și-a mers și au făcut ciorba și vreau să vedeți, dragii mei, foarte important aici, nu doar cel care minte are dureri în viață, și ăla care a venit cu ideea, și ăla care-i mințit, că dacă numai ăla care minte ar fi pedepsit, ar zice, măi, treaba lui. Nu. Uitați-vă și cunoașteți pasajul acela. Vine Iacov și fiți foarte atenți la următoarea întrebare. Îi pune, îi pune uh, Isa o întrebare. Genesta 27 cu 19 lui Iacov. pune te rog, eu sunt sau fiul tău cel mai mare. Dar pune-te rog, versetul 18. El a venit la tatăl său și a zis, tată, iată m-a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Să rămâneți cu întrebarea aceasta, că e foarte importantă, ne întâlnim cu ea peste 20 de ani. Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt sau. Mă învăța mama să mint. Fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Și trec peste text. Și te rog să afișezi Genesa 32 cu 27, după 20 de ani. Vine Îngerul lui Dumnezeu. În noaptea dinaintea întâlnirii cu Esau. Și îl întreabă o întrebare. Cum îți este numele? Ce nu ești tu? Știți că după 20 de ani, Iacov vă înțeles că nu mai merită să minți. O plăti pentru minciuna aia. Știți că la ban, știți că mincinos, oricât pe, or, or pe cât ar minți, vine vremea când și el e mințit. Și o muncit șapte ani Iacov și o crezut că muncește pentru Rebecca. Și o venit și i o dat pentru Rahela și o venit și o dat-o pe Lea. Pe Lea. O zis la ban cu alte cuvinte, nu știu cum e la voi în țară. Dar la noi mai întâi primul. Și atunci o pleca ca pe jos Iacov, că știu că era, era, al doilea și o băgat în față. Pentru că o badea unul cu 15 spune așa, cum ai făcut? Așa te se va face. Și după 20 de ani, dragii mei, Iacov tremura pentru că știa că mâine va fi întâlnirea cu Esau. Pentru că revin la imaginea aceasta, când minciuna pătrunde într-o familie, și mama plânge și tata plânge și copilul plânge și toți plâng. Pentru că minciuna aceea, dragii mei, e ca un măr stricat care strică tot, produce cancer. Rebecca a suferit 20 de ani, Rebecca nu și-a mai văzut copilul pe Iacov și n-am niciun verset în Biblie în care să vă pot demonstra că Iacov și-o mai prinde pe maică sa în viață. Din cauza unei minciuni. Nu mai prinde pe Isaac în viață, gândiți-vă, Biblia nu ne mai spune. Dar noi ne putem gândi, după ce a fugit Iacov de la, de la și de la maică sa, ce-a fost între Isaac și soția lui? Bucuria, așa -i? Mă, dar tu mi l-ai trimis cu ciorba și ea. eu l-am trimis. Deci mai voi vă gândiți ce-a fost acolo? Gândiți-vă ce-a fost în inima lui Esau 20 de ani. An de zile au zis, dacă îl prim pe ăsta, omor. Și după 20 de ani, și vreau astăzi să înțelegem un lucru foarte important, chiar și omul care minte, dacă se pocăiește, poate să fie iertat și reabilitat de Dumnezeu. După 20 de ani îl întâlnește Îngerul lui Dumnezeu, exact în noaptea dinaintea întâlnirii cu Esau și îl întreabă, vreau să spun o întrebare, cred că sună bine întrebarea asta, cine ești? Și în momentul ăla Iacov recunoaște și spune, nu mai ar rost să mint, am trăit o viață de minciună și am plătit pentru asta. Am muncit 20 de ani în fric și în căldură, în stres și în toate lucrurile astea. Eu sunt Iacov, eu sunt înșelătorul. Și în momentul acela când Domnul se recunoaște, exact cum spune cântarea, așa cum sunt la tine vin, știți ce spune Îngerul Domnului? De astăzi nu te vei mai numi Iacov. Acestor Dumnezeu e gata în seara asta să ierte. Dar niciun doctor nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. M-am întrebat ani de zile de ce Esau nu s-a răzbunat pe Iacov. într-o zi veneam cu mașina spre casă și mă gândeam la acel text. Și Dumnezeu mi-a dat un răspuns și a zis, Cristi, Esau nu s-a putut răzbuna pe Iacov pentru că Iacov nu mai era, era Israel. Esau îl căuta pe Iacov și Iacov nu mai era, era Israel. Era un om nou, era altcineva. Dragii mei, mă rog astăzi Dumnezeu să se întâlnească cu fiecare dintre noi. Să nu lași minciuna să intre în familia ta și dacă o intra minciuna în familia ta. O sunată la altă ieri un băiat și nu dăm nume pentru că mărturisile trebuie să rămână confidențiale. Și o zis, frate Cristi, tot ce se întâmplă în familia mea acum e din cauza mea. o zis, oare mai este iertare? Și l-am îmbrățișat și am plâns împreună și m-am rugat pentru el. Am văzut un om care vrea. Și-o zis ca și Iacov, eu sunt Și-o plecat bucuros acasă, sperând că Dumnezeu l o iertat și s-a uitat. Dar au zis, n-aș vrea să dacă nimeni pe în ce am trecut eu. Apoi, dragii mei, vreau să vă spun că sunt minciuni și alții. vreau să mă audă tinerii foarte bine, în relațiile de prietenie. Judecător, capitolul 16 cu 10, Dalila cu Samson erau acolo împreună, negociau, ea punea întrebări și ea spune la un moment dat, Dalila a zis lui Samson, vezi să ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum te rog, arată cu ce trebuie să fiu legat. Și aici vei spune un nitras sau suror din biserică care de Cristi, aici nu ai dreptate. Aici chiar trebuia să-i spune minciuni. Aici nu ai dreptate. Pentru că uite când i-a spus adevărul, au fost cu ochii scoși. Dar mi vreau să vă spun aici o problemă. În primul rând, n-avea ce căuta minciuna între Dalila și Samson. Dar vreau să mă duc mai adânc. N-avea ce căuta Samson la Dalila. De exemplu, dacă un băiat umble cu droguri, da? Și apoi e prins de poliție și spune adevărul, e clar că merge la închisoare. E normal, e logic lucrul ăsta. Dar el nu avea ce căuta cu droguri. Nu? Dar uitați-vă, dragii mei, ce bucurie aveau ăștia în relația lor. Ce prieteni erau cu minciună, cu stres, cu groază. Dacă înainte de căsătorie te minte. Crezi că după aia o să spun adevărul? Îmi scria o tânără și v-am mai spus aici, deja de Cristi, l-am prins pe băiatul care vorbesc că mă Și când i-am pus față în față adevărul, că încă n-am programat dat anunții, el m-a spus așa, am vrut să văd cum reacționez. Asta e a doua minciună. Măcar trebuie să se să spui numai prime. Știți ce tragic este să afli? Să afli că ai fost mințit sau ai fost mințit? Dragii mei, Vreau să spun asta și poate cel mai important lucru din predică, că dacă minte colegul tău de la servici și tu trăiești în adevăr, nu pierzi nimic, ascultă-mă. Dacă e minciuna la piață și femeia aceea minte sau, și tu ai cumpărat niște cartofi și poate da dat 5 lei în plus, ai pierdut 5 lei. Dar dacă o pătruns minciuna în familia ta, ascultă-mă, diavolul nu se va opri până nu-ți face praf casa și fundația și relația ta. Ascultă-mă ce spun astăzi. Dragii mei, dacă soția mea ar afla după 10 ani de căsătorie că eu o mint, eu pot să aduc un milion de euro în casă, ea nu mai are nevoie de bani. Eu pot să vin cu cea mai tare mașină, pot să vin cu îmbrăcăminte, cu ce vreți voi. Vreau să înțelegem azi acest aspect. Nicio o relație de familie, de căsătorie nu poate rezista decât dacă este adevăr. Transparență, integritate, încredere, onestitate, și relația mea de familie cu soția mea rezistă, trebuie să reziste toată viața. Eu așa am spus la primărie și aici, nu? Toată viața. Nu poate exista nimic durabil pe minciună. Dragii mei, la fel este cu relația mea cu Dumnezeu și o să ajungem și acolo. Pentru aia relația mea cu Dumnezeu va dura veșnic pentru că e pusă pe adevăr. Și căsătoria mea, de fapt, e doar uh, un model a ceea ce va fi pentru mine și Dumnezeu toată viața, toată veșnicia, milioane de ani de acum înainte. Fundația Familiei este frica de Domnul care susține integritatea și încrederea celor doi. Spunea Grasian, printr-o singură minciună se pierde întreaga reputație a integrității. Dacă soția mea m-ar prinde după 10 ani că spun o minciună, știți că eu am nevoie de cel puțin 10 ani ca să o lămuresc, că de fapt minciunile au fost numai uh, o scăpare? Și acum eu vreau să vă întreb, merită stresul ăsta? Merită să-mi fac eu cu mâna mea praf cu barostul fundația? Păi ce fac în ziua furtunii? Dragii mei, atât de mare bucuria să trăiești în adevăr, să trăiești în transparență, să fii liber. Un tată să-și învețe copilul că minciuna, chiar dacă o recunoști până la urmă și viște și te de ea, tot rămâne în urme. Și l-a chemat tatăl acela pe copil și i-a dat o bucată de scândură și a zis, bate aici niște cuie. Și apoi scoatele și l-a scos. Și a zis, ce ai înțeles? Și a zis, am înțeles că pot să scot cu ele, dar nu pot să acopăr găurile astea. Rămân. Și a zis, stai că sunt exact așa și cu minciună pagubele făcute de minciună sunt aproape imposibil de a mai fi reparate. În Statele Unite ale Americii, o studentă o vrut să facă praf reputația unui profesor, un om extraordinar, un om moral, un om integru. Și în cercul ei de prieteni o răspândit o minciună și au spus profesorul ăsta are anumite probleme. Și pentru că sunt copii aici, noi într-un detaliu, voi știți ce la ce mă refer. Dragii mei, profesorul au fost a au trebuit să, se, să, să schimbe domiciliul, să schimbe școala, pentru că nu l-a mai crezut nimeni, chiar dacă ea nu a putut să probeze ceea ce a spus. După ani de zile, fata asta a venit în față remușcată, în fața colegiului profesoral, în fața prietenilor și au zis, oameni buni, am mințit. Știți că profesorul ăla, chiar dacă i-a recunoscut, nu s-a mai mutat înapoi. Pentru că ceea ce strici prin minciună nu mai poți repara așa ușor după aceea. De aceea mă rog astăzi, Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Dar cel mai mult mă rog pentru tinerii aceștia care urmează să se căsătorească. Iubiți tineri. Clădiți relația voastră pe adevăr. Nu pe minciună. Păi știți, dacă stai pe toată viața, nu-ți pare rău, dacă știi că cel de lângă tine e integru, nicio problemă. Și poți să stai în vilă de un milion de ori, dacă știi că te minte, ce ai făcut? Patru. Subiect greu acum, minciuna în adunare. Greu subiect. Și vă aduceți aminte, dragii mei, când Anania și Safira, Anania și Safira au văzut că au venit un ucenic al lui Dumnezeu și au vândut un pământ și au pus toți bani la picioarele apostolilor. Și probabil că la masă, în duminica aceea, toată biserica au vorbit despre ce a făcut omul acesta. Și Anania și Safira s-au uitat unul la altul și au spus așa, Vrem să facem și noi ceva pentru Domnul. Și vreau să subliniez următorul aspect, dragii mei. Dumnezeu nu se uită în primul rând la ce faci pentru El, ci la scopul pentru care faci lucrarea respectivă. Care e motivația? Și atunci eu spus așa, hai să vindem și noi, avem și noi un pământ aici, undeva lângă Deva. De Dau un exemplu ca să fim pe linia noastră. Da, da, o zis, dacă îl vindem noi, nu, nu câștigăm nimica. Numai Domnul câștigă și oricum noi nu pentru Domnul facem. Noi vrem duminica viitoare la masă să vorbească biserica și despre noi. Și atunci au venit cu o idee și au crezut că nimeni nu aude. Și nu era instalație audio și nu era instalație video în casa lor. Și au spus, vindem pământul ăsta, luăm o parte din bani. Nu știu cât o fi luat, presupun că o fi luat jumate. Nu cred că o la 5%, că pentru că nu avea rost să se complice. Vindem o parte din bani și restul îi Și când o să ne întrebe, pe... de fapt nu o să intre pe în detalii, că... Și o să dăm impresia că, de fapt, suma asta e toată suma. Dragii mei, știți ce spune Petru în fapte 5 cu 4? Dacă -o vindiai, nu o vindeai, nu rămânea ea ta. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei. Adică Petru spune așa, Anania și Safira, dacă v-ați fi ținut banii pentru voi, Dumnezeu nu avea o problemă cu asta. Că Dumnezeu nu vrea dragoste cu forța. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, și pe Dumnezeu. Dragii mei, cazul Ananiei și Safirei a zguduit din temelii biserica primară. Și vreau să vă asigur că dacă în seara asta ar muri doi oameni aici din cauza minciunii, toată viața niciunul dintre voi n-ați mai mințit. A fost un șoc pentru biserica primară. Au fost un, un cutremur oameni buni. Pentru că Dumnezeu a vrut să, să, să dea un exemplu, imediat după botezul cu Duhul Sfânt, imediat după, după Rusalii, după Înviere, totul era numai bine. Oamenii își împărțeau averile între ei, oamenii erau deosebit de generoși. Și la un moment dat vine trăsnetul. Și Dumnezeu spune, las trăsnetul ăsta pentru că următorii 2000 de ani în biserică să înțeleagă toți că dacă intră minciuna într-o adunare, minciuna aia face praf totul. Doamne, lasă adevărul tău în adunarea noastră. Dragii mei, acolo unde nu există integritate și adevăr, totul se destram. Galateni 2 cu 4, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă în robi. Ai grijă! Dacă cumva au pătruns minciuna în, în, în vasul tău, ia un slujitor deoparte și spune adevăr. Știți ce spune Petru, dar și n-am mai citit. Anania și Safira vreau să vă spun ceva. Voi nu ați mințit păstori acestui biserici sau comitetul. Voi ați mințit pe cine? Pe Duhul Sfânt, adică pe Dumnezeu. Pentru că acolo în camera voastră, chiar dacă voi închideți ușa, chiar dacă voi închideți geamul, nu puteți să opriți să n-aude Duhul Sfânt. Atunci când te întreabă un slujitor dacă ești curat și tu spui că da și nu ești, tu nu-l minți pe el, tu-l pe Duhul Sfânt. Pentru asta e foarte important să mergi la mărturisire, să te descarci și să spui, asta sunt eu. Și Dumnezeu poate să-ți dea o viață nouă. Cinci, minciuna în slujire. Mă uit la ceas, dar în același timp mă uit la subiectul acesta, care e atât de important. Minciuna în slujire. Sunt oameni, dragii mei, care așa tu pe au, încât cântă, proces predică, dau zeciuială și spun din cauza că noi facem lucruri bune pentru Domnul Dumnezeu, ne va, da, ne va lăsa să mai și mințim din când în când. Și în 2 Petru 2 cu 1 Biblia spune, în norot s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi ce? Învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezine imecitoare se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Și acum vă spun o întâmplare și atât de mult m-am gândit dacă să spun întâmplarea asta sau nu. Repet din nou, nu dau nume pentru că nu e importantă persoana, Ce e importantă astăzi să intre frica Domnului în noi. Am fost chemat la o evanghelizare, nu spun unde. Urme cu doi ani de zile. Am ajuns, am slujit și la masă am întrebat pe fratele care era acolo cum a mers predicatorul de ieri. Și știam cine e persoana respectivă. Fratele păstorul zice, frate Cristi, predicatorul de ieri mi-a trimis mesaj cu două sau trei zile înainte că weekendul acesta, săptămâna aceasta, din cauza unor probleme de familie și de sănătate, nu mai poate pleca de acasă, din localitatea respectivă. L-am înțeles? Am chemat pe altcineva? Am continuat să mâncăm. Îmi verific telefonul la un moment dat și mă uit pe telefon. Și primesc o poză de la un prieten dintr-o țară străină. Îmbrățișat cu fratele predicator. Am stat și am fost înmărmurit, pentru că era poză făcută de câteva secunde. Omul a spus către fratele păstor, nu pot să plec, am niște probleme foarte importante. Și el era plecat în altă țară. Frate și sorori, iubiți tineri, am tremurat. Și tremur și astăzi, și ceea ce v-am spus, v-am spus cu o durere pe care voi nu mă puteți cântări. Pentru că știu un lucru. Și am zis, Doamne, cum pot să facă unii oameni astfel de lucruri? Și Domnul mi-a spus, citește Luca 32 cu 27. Și am citit și m-am speriat. Și el va răspunde. Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii, fără de lege. Iubesc că din dacă într-un război, soldatul de lângă tine, minte, te minte pe tine, să nu uiți că el spune adevărul dușmanului tău. Și să nu uiți că soldatul sau capitanul sau ofițerul ce fi el, dacă e prins, că minte, dacă e prins, că trădează. Dacă e prins că colaborează cu dușmanul și cea mai bună colaborare cu diavolul nu-i prin vrăjitorie, ci prin minciună, că atunci te direct direct pruncului. Și orice tată are grijă de pruncului. Îi dus la curtea marțială. Orice soldat. Eu îmi doresc niciun slujitor. Dragii mei, nu vă spune lucrurile astea dacă n-aș fi întâlnit slujitor care mint. N-am auzit de la alții că mint, că nu spun ce aud. Am fost eu mințit. Și o să lupt cu toată puterea mea câtă vreme voi fi slujitor la acestei biserici, ca oamenii aceștia să nu predice în biserica noastră. Pentru că un om care minte, ăla nu are treabă cu Dumnezeu, oameni buni. Și dacă mă prindeți unul dintre voi vreodată că mint cu voia, să-mi spuneți numai ce să predici. Tu trebuie să te pocăiești, nu să minți. Oameni buni, dacă vrem să avem o mărturie importantă în societate și să avem integritate, noi trebuie să fim oameni ai adevărului. Poate slujești, poate zici, eu nu fac ca predicatorul ăla. Poate faci alte fapte mai mici, dar dacă ai lăsat minciuna să de ascultă-mă bine, tu trebuie să te pocăiești astăzi. Vreau să vă spun, dragi că mai este minciună între om și Dumnezeu. Între om și Dumnezeu. Dar atunci când Dacan a făcut păcatul acela, în Iosua 7 cu 11, când Iosua se mira și spunea, de ce nu avem biruință, Doamne? Dumnezeu spune, Israel a păcătuit. Ce-a făcut Israel? Nu a fost la biserică, nu? Nu. Acestor următoarele cuvinte ar trebui să fie pentru noi o frică. Au călcat legământul. Dar ce au făcut? O curvit? Nu! ce au făcut? O dărâmat biserica cu buldozerul? Nu! Au ce au făcut? Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit. Pentru că eu sunt sigur că sau dragii mei, i am întrebat. Ați făcut care? Nu! Și dacă trage la sorți, sunt pe sute de mii de oameni aici, Mare are cum să mă nimerească numai pe mine. Dragii mei, spune Biblia în următorul verset, de aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrășmașilor lor, vor da dosul în fața vrășmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dați spre nimicire din mijlocul vostru. Știți ce spune mie versetul acesta, oameni buni? că atunci când minciuna pătrunde în viața cuiva, Dumnezeu retrage protecția sa acea, de pe acea, persoană. Știu că e groaznic ceea ce vă spun. Dar Dumnezeu spune așa, eu nu pot să, binecuvintez, să te binecuvintez când tu trăiești în păcat. Cel ce stă unde vrea el, spune Psalmul 91. Sub oclotirea celui prea înalt și ăla care stă în adevăr este o oclotit de Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că minciuna nu este o slăbiciune. Auzi, e mai slab de caracter, minte. Nu, nu, nu. Minciuna este un duh demonic. În spatele minciunii sunt duhuri. Întâi împărați 22 cu 23. Iată cum Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Dar de ce a pus Domnul un duh de minciună? Înseamnă că Domnul face să minte așa-i? Nu! Oamenii aceia erau compromiși? Oricum îi spuneau așa, noi o să spunem ce-i place împăratului, nu ce ne spune nouă Domnul. Oricum nu mai aveau o relație cu Domnul și când inima unui om nu-i curată, pătrunde Duhul. Și uite cum vine Duhul de minciună. Dragii mei, vreau să vă spun atât că un om care minte este în stare de orice alt păcat. Un om care minte este în stare de orice alt păcat. Eu personal, dacă aud despre cineva că minte, nu mă interesează de niciun alt păcat care l-a făcut. Este în stare să facă orice păcat. La fel ca și o bucătăreasă, dacă are un vas acasă, da? Și vasul acela de lut, de exemplu, faci sarmale într-un vas de lut, dacă vasul acela are o crăpătură, te mai interesează de câte crăpături are pe lângă crăpătura aceea? Nu. Faptul că are o crăpătură, tu nu mai poți să folosești vasul respectiv. Doamne, vreau astăzi să fiu un vas al tău. Și orice crăpătură să fie astupată. Și vreau să mă duc spre încheiere spunându-vă trei riscuri pe care mincinosul le are. Omul care minte trebuie să-și le asume astea. De exemplu, dacă eu conduc fără permis. Eu când plec de acasă trebuie să-mi asum faptul că dacă poliția mă prinde, toată viața nu o să mai pot angaja niciunde pentru că îmi face dosar penal. Toată viața ca zi rău meu va fi pătat. Și nu o să pot să de vină nici soției, nici păstorul, nici biserice. Eu mi asum. În momentul când minți, vreau să spun astăzi din Biblie, tu trebuie să-ți asumi trei lucruri. Unu, că riscul, că există riscul ca minciuna pe care o spui astăzi să ajungă un mod de viață al tău. Să nu fie doar un accident să ajungă un mod de viață. 2 Timotei 3 cu 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge? Dragii mei, la fel cum există progres în sfințenie, există progres și în păcat. Cain, în păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l să, -l, să -l stăpânești. O zis Dumnezeu așa, Cain, ascultă-mă, înainte să te acuz de crimă, o să te acuz mai întâi de faptul că ai fost invidios. Fratele tău, cu intrat un păcat mic. Oamenii care mint trebuie să-și asume faptul și să înțeleagă faptul că o minciună pe care ai spus-o ieri trebuie astăzi să o acoperi cu două sau trei, săptămâna asta cu zece și luna viitoare cu o sută. Și spunea eu o angură de aur ceva extraordinar și vreau să fim foarte atenți. Oamenii mincinoși nu sunt crezuți nici atunci când spun adevărul. Așa de grosnic poți să ajungi la un moment dat. Și știți întâmplarea aceea cu lupul, care tot striga că vine lupul. Și când o veni lupul, nu, nu mai crezi nimeni. Și ți se duce numele că ești un om al minciunii și nu te mai crede nimeni. Nu te mai crede soția, familia, copiii, biserica. Și nu, te mai, nu mai, ai un nume bun, nu mai ești un om integru. Dar și un al doilea risc pe care trebuie să-și-l asume oricine, orice om care minte, este riscul de a fi prins. Riscul de a fi prins. Știți care e grija care o am în aceste zile? Este o, vorbă la o, este o vorbă care este în poporul român. Zice, l-am prins cu minciună. Atât de multă minciună e astăzi încât acușul să se zică l-am prins cu adevărul. Așa de rar o devenit adevărul astăzi. Vreau să vă spun astăzi că în Proverbe 12 cu 19 Biblia spune așa: Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Merită pentru o clipă să faci lucrul ăsta? Asumă-ți riscul acesta. Cunosc familie în țară, că țiau la au luat telefonul soțului. S-a uitat pe telefon. Nu știu de asta că a fost mințită toată viața. Și sunt și alte exemple și nu ajută să le dau. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că am întâlnit oameni care cheltuie mulți bani ca să-și acopere minciunile. A te bazat pe minciună în viață pentru a ieși cu radii, ca și cum ai încercat să te urci pe o scară pe o casă folosind o scară de paie. Toată viața trăiești un stres imens că vei fi prins. Și îți mai spun ceva, dacă nu te prinde soția, soțul, copii, poliția, te prinde Dumnezeu. Spunea cineva, minciuna și înșelăciunea au un termen limită când totul se dovedește în cele din urmă. Între timp, încrederea moare pentru totdeauna. Gândiți-vă, dragii mei, la frații lui Iosif. 20 de ani. Au ascuns de tatăl lor faptul că de fapt ei l-au vândut pe Iosif. Au spus tatălui lor prin haina aceea înmuiată în sânge, tati, Iosif e mort. V-ați gândit cum a fost ziua când o trebuie să vină ăștia din Egipt? O zis mă, dacă nu spunem adevărul că ne-am întâlnit cu Iosif murind toți de foame? Dacă spunem adevărul, suntem descoperiți. O ales până la urmă să spună adevărul ca să nu moară de foame. Dar cum a fost ziua aceea când o trebuit să-i spună tatălui adevărul și să se uite în ochii lui Minciuna, spunea un proverb, are picioare scurte. Și în ultimul rând, dragii mei, și asta e cel mai mare risc. Și n-aș vrea să se întâmple cu nimeni acest risc. Apocalipsa 14 cu 5, riscul de a pierde cerul. Și în gura lor nu s-a găsit minciună. Căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. De ce? Oamenii ăștia nu au mint niciodată, nu au făcut niciun păcat. Dragii mei, oamenii ăștia au venit într-o zi la cruce, la calvar, la Domnul. Au Doamne, trimitem hard, har din cer, dăm să nu pierd. Curățește-mă, Doamne. Am trăit o viață de minciună, de păcat, am mințit părinți, am mințit frații, am mințit colegi. De astăzi, Doamne, vreau să mă curăț, să mă spel și să nu mai trăiesc în minciună. Apocalipsa 21 cu 8, că poate să spune unul, a, poate nu m-au verset tot zis din Apocalipsa, Asta înseamnă că nu e așa grav. Apocalipsa 21 cu 8, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți. Dragii mei, vă rog să sublineați cuvântul, nu doar mincinoși, și cuvântul toți, toți. Și dacă o predicați, da. Și dacă o da dat bani la biserică și o făcut la stație și o făcut acolo, o sponsorizat, nu știu câte mii de euro, toți. Toți mincinoșii. Partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Vreau să spun astăzi că minciuna te duce în iad, adevărul te duce în cer. Slavit să fie Domnul. Apocalipsa 21 cu 27, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai ce-i scris în cartea vieții merului. Frații și surori, Tremur când văd acest verset, pentru că îmi dau seama că în ziua când se va citi Cartea Vieții, acolo nu vor fi decât oamenii care au fost mântuiți de Domnul și au trăit o viață în adevăr și care n-au mai trăit în minciună. Faptul că tu astăzi, minți, ascultă-mă ce se poate întâmpla, ți se poate șterge numele din Cartea Vieții, e un risc pe care ți-l asumi și e un risc foarte mare. Poate te suferi pentru o alocație, pentru o pensie. Mă, zice, mă șterg, nu mai îmi dă banii. Ascultați-mă să nu fie scris numele sau să-mi fie șters numele din cartea vieții. E o tragedie. Toată veșnicia mea e compromisă. Pentru ce? Pentru minșon. Vreau să închei. Îmi spunea cineva de Cristi, ci ce greu e la voi la păcăiți, că nu aveți voie să mai mințiți. Foarte greu, zice, de voi. Vă compătimesc. Și am zis, iubitul meu, noi nu mai avem nevoie să mințim. Nu că nu avem voie. Nu mai avem nevoie. Cine trăiește curat, nu? Cine trăiește frumos, are bucurie să spună adevărul încă. Nu-l spune cu greu, are bucurie să spună adevărul. Vreau să vă las o gândă, o maximă frumoasă. Spunea cineva către un om care l-a mințit așa. Nu sunt supărat că mai minți. Sunt supărat că de acum nu te mai pot crede. Sunt supărat că s-a rupt o relație. Sunt supărat că un nume bun s-a dus. Dragi mei, din seara aceasta putem face o schimbare în viața noastră. M-am trăsătat și eu, chiar dacă nu, nu, am minciuni făcute cu voia. Au fost poate momente când am exagerat. Poate și tu ai făcut lucrul ăsta. Și îmi dau seama astăzi că trebuie, chiar și o exagerare poate fi o minciună. Poate în loc să zici 20, ai zis 40, că de mai bine. Nu? Și ai o minciună. Dar vreau să mergi mai departe, dacă minciuna pentru tine poate nu a fost așa o greșeală și apoi te-ai și un mod de viață, trebuie să stai înaintea Domnului și să schimbi viața. Pentru că Biblia spune și asta e ultimul verset pentru seara aceasta, Efesen 4 cu 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora, oameni buni. Dacă atunci când dintre o așchie în ochi, creierul spune către mână, nu a intrat nimic în ochi, nu suferă tot trupul? Noi suntem mădulare. În momentul când intră o așche sau un fir de praf în ochi, creierul dă comenzi la mădularele din jur, care cu ajutorul mușchilor poate să facă ceva, să mă spăl pe ochi. Suntem biserica lui Hristos. Îmi doresc cel mai mult, dragii mei, cu oricine din sala asta vorbim, să vă credem pe cuvânt. Ca relația noastră ca și biserică să continue și aici și să continue și în veșnicie. Poate sunt aici tineri care și-au mințit părinți. Nu cred că există groază mai mare pentru o mamă să vadă că fata o minte. După ce ai crescut-o, după ce ai spus că auzi, mănâncă tu șnițelul la că mănâncă ce rămâne. Te-ai sacrificat o viață întreagă. La fel nu-i mai mare durere ca un, pentru un păstor ca să afle că un om pe care l-a botezat îl minte. Dragii mei, de multe ori omul care minte crede că el câștigă și el care, pe care îl minte îl face praf și pierde. Nu, e exact invers. Tu pierzi. Pentru aia vreau să facem o rugăciune în această seară. Dacă cumva mai există un gram de minciună în viața ta, vreau să spun că un gram de o travă ucis mulți oameni. Nu lăsa, nu lăsa păcatul să pătrunde. Merge acasă la soție, merge acasă la soțul tău, merge acasă la copii. Vine la frații slujitor, nu trebuie să vii la mine, la te la slujitori. Ce spune asta sunt eu, vreau să încep o viață nouă. Foarte mulți oameni când ne sună spune așa, soacra e o problemă, cumnatul e o problemă, soțul e o problemă. Știți ce a spus David în psalmul 51? Eu sunt o problemă, îmi cunosc bine fără de legile mele. Foarte mulți oameni știu bine păcatele altora, dragii mei, Dumnezeu astăzi vrea să ne dea iertare. Haideți să fie o rugăciune în care să stăm înaintea Lui, ne ridicăm pe picioare, ne mărturisim înaintea Lui. Și vreau din toată inima să ne alegem minciuna, să alegem adevărul, să ne alegem calea spre Iad. Spunea Biblia: Din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Să alege astăzi calea adevărului. Pentru că. Spunea cineva, mai bine să sufăr eu pentru adevăr, decât să sufere adevărul din cauza mea. Și dacă vei sta înaintea Domnului și te vei cerceta, vei pleca acasă liber, vei pleca acasă transformat și vei avea siguranța că numele tău rămâne scris în cartea vieții și vei avea siguranța mântuirii. Pentru că cel care umblă în adevăr, eu sunt sigur că soția mea mă iubește pentru că trăiesc în adevăr față de ea. Și dacă nu o întreb, și dacă Dumnezeu, prin prorocie, nu m-a spus în ultimii 10 ani că mă iubește, prin faptul că eu trăiesc într-o relație de adevăr, de transparență, de onestitate, de jărfă față de El, eu sunt sigur că sunt într-o relație și un legământ veșnic cu El. Doamne binecuvintează Biserica întreagă. Primește rugăciunea Bisericii, hotărârile celor care sunt prezenți aici și dă-ne putere să fim recunoscători pentru toate. Ne rugăm și mulțumim. Amin.